Peste 150 de sportivi din 25 de țări au participat la sfârșitul săptămânii trecute la prima competiție de culturism și fitness din sezonul competițional 2021 desfășurată la București. Prima competiție din acest an, după un an de restricții și pandemie, a putut fi organizată cu sprijinul direct și necondiționat al președintelui Federației Române de Culturism și Fitness, Gabriel Tonceanu. Severinul se poate mândri cu sportivi de excepție. Adina Ivașcu este una dintre aceștia și s-a întors acasă cu două trofee importante. Sportiva a câștigat locul 1 la categoria Fit Models și locul 3 la categoria Bikini Models. Munca depusă de aceasta este enormă, însă satisfacția este pe măsură. Evenimentul s-a ținut la București. A fost un concurs internațional unde au participat 25 de țări. De foarte mult timp îmi doream să ajung la această competiție, dar de fiecare dată intervenea câte ceva sau aveam o competiție importantă imediat după și nu vreau să-mi stric forma. Iar referitor la câta oară particip, nu știu să-ți spun în decurs a 4 ani al câtelea concurs este. Mă bucur din plin de acest trofeu. Este o categorie schimbată și chiar mi l-am dorit. A fost o pregătire grea pentru că am venit dintr-o altă categorie, categoria mea fiind până acum de body fitness, o categorie cu o musculatură mai proeminentă și a trebuit să ajung la o formă, să zicem, slim fit. A fost o experiență plăcută, am avut colege de scenă foarte bine pregătite, fete din cel puțin la a doua categorie, am fost 11 fete pe categorie, pe categoria Bikini Master, peste 35 de ani și am zis că până la urmă ce-o fi o fi, trebuie să fie bine, pregătirea am dus-o așa ca de fiecare dată la bun sfârșit cu disciplină. Și iată că rezultatele nu au încetat să apară. Adina participă la astfel de concursuri de 4 ani de zile, iar în următoarele săptămâni aceasta se pregătește pentru alte 3 mari competiții, printre care și campionatul balcanic de culturism și fitness, care va avea loc în Drobeta, Turnul Severin. Peste 2 săptămâni mergem la Cupa României la Cluj, chiar o competiție foarte importantă, la care ea a mai avut rezultate de loc, nu știu, trebuie să și le mențină, zic eu. După aceea, pe 6 iunie, participăm la Cupa Balcanică în Serbia, iar pe 11-12 iunie, iarăși avem onoarea pentru a treia oară să organizăm în Turnul Severin Campionatul Balcanic, cu toate țările balcanice, cu o competiție foarte importantă pentru oraș, pentru noi și sper să avem surpriza, să avem un invitat foarte special pe președintele Rafael Santosa, președintele tuturor federațiilor internaționale din lume, care și-a exprimat dorința să vină să vadă Drobeta, Turnul Severin, și pentru noi este o onoare să-l avem invitat. Deci pregătirea trebuie să continue, cam grea acum, pentru că acum să știți că în antrenamentele nu mai poți să faci mare schimbare la ele și acum totul trebuie să ții din mâncare. Deci ca atare, foarte atent trebuie să fii la ce mănânci, să-ți calculezi cum mănânci, să fii atent la cât bei apă, cum bei apă, când începe deshidratarea. Deci o adevărată chimie, zic eu, dar satisfacția este extraordinară după aceea. Adina face zilnic antrenamente intense și se poate lăuda cu rezultate pe măsură. Acum, în această perioadă, noi trebuie de fapt să menținem masa musculară, deoarece, v-am spus, mari schimbări nu se mai pot face, având 3 concursuri, unul după aceasta, unul după altul. De aceea, acum, mișcările trebuie să fie foarte corecte, greutate medie, nici prea mică, dar nici foarte mare, și trebuie să ne ferim foarte multe accidentări. Corpul este foarte epuizat, are nevoie de vitamine, are nevoie de minerale, are nevoie de suport, de mâncare și de proteină și de carbo, dar foarte calculat carbo, și de aceea pot să apară multe accidentări. Ruptură musculară care se poate întâmpla. De aceea trebuie să fim foarte atenți când facem
când facem antrenamentele. Anul acesta, trofeele pregătite pentru sportivi au fost excepționale, fiind lucrate manual și placate cu foiță de aur, argint și bronz. Următoarea competiție națională este Cupa României, care se va desfășura la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca pe data de 22 mai.